Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Mortal Kombat 11. Haideți să continuăm noi cu povestea noastră. Episodul trecut am încercat să distrugem catedrala aceea lui... nu știu cum îl chemam. Din păcate am uitat numele. A venit caracterul acela care aparent are puterea de a da timpul înapoi. A refăcut catedrala și vor să aibă un plan să dea restart oarecum istoriei în care Raiden să nu mai fie, că el ar fi problema tuturor. Dry the bounty of Outworld's people. Today, your debt is paid. Kill me, Kotal, and you lose profit. You mistake. Deci ca în Coloseum, din ce observ. I do not inflict bandits upon the poor. Shao Kahn approved. His word was law. Un alt cap tăiat? Că și în episodul trecut a fost la fel. Never again will Outworld suffer from his corruption. Fericită-i lumea, bă. Ce se întâmplă? A, deja schimbă istoria, aparent. Are logică. Dar nu știam că o să înceapă așa din prima. Gen, se unesc mai multe universuri sau ce? Așa si ei. Opa, no more Raiden. Cam așa. Așa de ușor le-a ieșit planul. I mean... știu că trebuia să fie puțin dificultate, dar nici chiar așa. Bănuiesc că asta nu trebuia să scape. Holy, câte caractere apar. Ok, alte skin-uri ăștia. Uite-l și pe Raiden. Sunt puțin confuz. Ca și toți ceilalți, cred. Da, uite, e ca și cum în Via Morții. We were at the Mortal Kombat tournament. Kung Lao had just defeated Shang Tsung and Quan Chi. We are decades beyond those events. For us, they happened only moments ago. What game are you playing, Raiden?
Da, da, deci oarecum o tăiat o parte din timp și a unit-o cu asta din prezent. Și ei nu înțeleg ce se întâmplă. Scarlet, all outworld champions long since gone. If you have all returned, has... I am here, Kotal. Jade. Ashtek custom requires all refugees be offered assistance. I offer it to you, Shao Kahn. I am no refugee. I am Khan of Outworld. Vacate my throne, or I'll soak these sands with your blood. Cred că urmează o bătălie. E o bătălie, dar nu vreau ca țin, vreau eu să mă bat cu ăsta. Să-i arăt cum se face. Așa ușor, serios. Lord Raiden, what do we do? I have not met Kotal, but he is reputed to be a man of honor. It's true. I know him well. Then we must navigate this crisis by aiding him. Îi strivește capul. Sau nu? Noroc de asta. Aia zic. Nu mai știu cum îl chema pe ăsta. Deci, a, Baraka-l chema. Ăsta era mort. Ia, vino ca ce te omor din nou, dacă e. Au. Ia să vedem ce mișcare are asta. Deci, pătrat, triunghi și cerc. Ok, deci, n-ar trebui să fie greu. Ok. Hai că începem să învățăm. A, iar facem schema asta. Mă, da, mi se pare mie, se mișcă greoi, adică văd că e mare, dar credeam că toți se controlează la fel, de la fel de ușori sunt. Au. No! Bun, că am apucat să-i dau ăsta. Aia e mai mult. Holy. Na, dar mai are mult. Încă puțin. Nu, 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 nu. Stai că mi-e frică acum. Nu! Cât noroc a avut. Nu mi-e să cred că m-a aruncat-o peste el. Stai că ăsta e un pic mai greu de bătut. Așa. Da. Vino încoace. Băi, dar se apără bine. Au. Nu la costiță. Cum a făcut asta? Da, eu nu înțeleg ce fac. Ah, ok, ok. Stai că am mai deblocat ceva. Numai că trebuie să... Fac aici o combinație. Au. Da, chiar mă bate. Așa. Una în față. Dar mori. Nu cred. M-au făcut. Cred că o să trebuiască să joc iarăși. M-am omorât. Avem așa puțin. Rematch vreau. Da, am greșit aici. Deci...
Hai să ne batem din nou. Vreau să trece la mișcare. Deci era jos dreapta. Păi... De nu jos stânga, uite așa, ok. Aha. Stai. No! Au, de ce m-am ajuns picioare? Ești câine. Aia zic. Ia să te mai văd acum. Au. Hai că nu mă mai bastu acum. Holy. Aia zic. Stai că poate să-și dea fatalitatea. Bine, hai că l-am bătut noi runda asta. Încă o rundă mai avem. Și apăs toate butoanele astea. Au. I-am spart maxilarul. Stai, că mai trebuie să mai fie ceva pe aici. Na, nu mai aveam nimic. Credeam că mai am ceva cu care să interacționez. Na, nu-mi dai tu fatalitate. Oricum poți să-mi dea. Ah, eram sigur, dar n-am apucat să mă apăr. Oricum, cred că rămân cu un pic mai puțină viață decât el. Hai că nu-i foarte mult, dar am și o fatalitate. Aia zic, l-am rezolvat de acum. Aia zic. Ne-am activat acum. Nu trebuia să se întâmple asta, bănuiesc. Ce caracter mai e asta? Better to thrive than shock and squirt than starve in the streets. You Oshtek may practice blood magic koto. Vrei să mă bag cu tine? Ok, haide Scarlet. Nu știu cu cine te-ai pus. Au. Stai un pic, măi. Nu așa se face. Fii atent că poți să interacționezi cu găleata aia. Aia zic. Ia, încă una. Și te-am prăjit. Are fatalitate. Da, nu pentru mult timp. Au. Nu mai dat tu. Bă, da, vezi că... Hai că am făcut-o până la urmă. Hai că ne-am învățat și cu caracterul ăsta. Fiecare caracter se joacă diferit și de asta mi-era greu la început. Faci cum se plimbă ureașul ăla prin spate. Ai puțin, măi. Îmi dau și-o seama pe ce taste apăs. Dar nu pot să-mi dau fatalitate, de ce? Hai că acum a mers. Îmi pare rău că trebuie să-ți fac asta, dar m-ai obligat să o fac. Avem aproape la fel viața, numai că și are fatalitate. Nu! Așa? Nu, nu-mi permit să pierd, nu. Cât de puțin! Nu ești de data asta? Să-ți smuit iară? Așa. Ia vină încoace.
Așa, ia vine să-ți mai dau o sabie. Nu mă așteptam să pot să-i dau un pumn de ăsta. Băi, nu m-a atins deloc. Asta se întâmplă când mă superi. Ba, m-a atins acum. Gata, te-am rezolvat și pe tine. Pride will be your downfall. Kodo. Yubi Bubi. I thought you were dead. What happened to you? Shao Kahn betrayed me. Ambushed my legion. I was kept alive for Shang Tsung's experiments. Only when he died was I freed. Seeing you again makes it worth living this nightmare. I will not lose you twice. Go help the Earthrealmers. I will deal with Uncle this. Batalie. Nice. Your future self is Allah. Aaron Black. To hell with the future. I live in the moment. Given who you become, I would not have thought you so reckless. M-am ocupat deja de doi, nu mi-e greu să mă ocup și de tine. Numai că nu știu ăsta ce face. Am văzut că a pus o dinamită sub mine. Se apără bine. Au. Ceva cu care să interacționeze cu asta. N-am putut. Nu mai miez combo-urile. Perfect. Ți-am săpat puțin la inimioară. Au. Hai că te rezolv imediat și pe tine. Îmi place caracterul ăsta. E cât Casey Cage. Au, iar m-am pușcat. Nu, parcă vezi că iar pierd. Bun, încă o rundă mai avem. Ia de aici, niște lumină. Au. Iar nu mai mies schemele. Mai era una, dar nu mai știu cum se făcea. Cum săream, stai. Așa se era piciorul. Perfect. Nu pleci tu, deci aici stai la colț. Fac ăștia afară. Tot bătălie mare sau? Răzbunare, haide înapoi să ne batem. Iară cați-mi, dacă mă bat cu el. Te rog să nu mănânci cap, ok? De unde a apărut groapa asta? Credeam că o să mă împing acolo. Stai că mai era o schemă. Mi-a făcut-o el, da, bravo. Nu m-a lăsat să îi dau cu scutul ăla sau ce era de pe jos. Hai că l-am prins. Problema e că eu nu prea mă apăr. Vai, tu zici ceva, dar... Dar ce face raza aia? Asta nu știu. Hai că l-am vins runda asta, încă una și gata.
Trebuie să fim good după. Îmi dă asta cu ciocanul. Ok. Adică cum am făcut asta? Stai, ce? Ok. Deci eu nu înțeleg cum am făcut. Na, nu am habar cum am reușit să mă transform. Am ceva pe aici? Cred că am de fapt n-am deblocat nimic, dar nu înțeleg cum am reușit. Măcar am reușit. Stai un pic, mai puțin, nu te mai obosi. Mai din picioare îl bat. Bun. Văd că tot apar. I have not known stranger days. Kotal Kahn, I am Raiden, protector of Earthrealm. Asta e o versiune mai slăbuță de al lui Raiden. We were allies, we became enemies. I am surprised, given our shared antipathy toward Shao Kahn. Everything changed after your defeat of Shinnok. Shinnok's defeated? Our realms joined to fight him. Place cum ei nu știu nimic, dar i-au făcut toate chestiile care sunt acum în prezent. You lashed out at all realms you deemed threats. That cannot be. My Raiden wears Shinnok's amulet as a symbol of his fury. Be assured, Kotal Kahn. I am not that Raiden. We have common cause. Both in solving this temporal crisis and in defeating Shao Kahn. Agreed. Liu Kang, Kung Lao, and I will return to Earthrealm and learn what temporal anomalies have occurred there. We must better understand the phenomenon we are experiencing. I will have my scouts track Shao Kahn. So, this is goodbye. Only goodbye for now. I can't leave. Dar și ăștia erau răi, gen la începutul episodului trecut. Deci s-au întâmplat multe în versiunea asta în care am jucat. Nice. I routed your people, burned this hive, yet you aid me. We can't trust her, Excellency. Ah, s-putea să credeți, v-a salvat. And she betrayed him to Shinnok. Kotal Kahn, how is it I'm dead and he sits on my throne? You tried merging Earthrealm. Tot ești confuz. Îmi place asta. The Elder Gods intervened and Raiden killed you. That's when Melina became Khan. After this one killed your daughter, Kotal claimed the throne. You killed Melina? This is true. You will die. Nah, nu cred că poți. Ești fix în vizuina ei. I mean, uite-te și tu ce te înconjoară. Devora is under my protection. Ah, și aparent ești protejată de tipul ăsta. Cronica, să ține minte cum o cheamă. The legends are true. I am displeased with how history has unfolded. So you broke time? I stopped time. I enlist all those who disdain the current course of history. By merging past and present, we may draw upon allies from both eras. How will fighting your battles benefit me? I offer a greater empire in the new era, Shao Kahn. Raiden will not exist to thwart you. You can wipe Raiden from history?
Așa s-ar zice. Requiring great power and effort. My hourglass requires protection while I work. Will your hourglass... Are mie că se folosește de toți numai ca să își îndeplinească ea un obiectiv. I swear to God I'm losing it. Can't someone, anyone, explain to me what the hell is going on? Right? I've been in the future for a while. Se versiune mult mai, cum zic, mai cool așa decât ăsta care e acum. So it is true. I walked a darker path. A, deci Raidenul, pe urmă, care era înainte, era un pic așa mai întunecat. Nu era cum este. Însă totuși era de partea celor buni. Yeah, about that. What happened to Dark You? Hmm? How come you're an only child and I got an evil twin? Nu pare rău. I exist outside the normal laws of time. That could explain why I am affected differently. Thanks. Weird, isn't it? Not being in charge. That's what's weird. That and having daughters our age. Look at her. How do I have a kid with him? What the? She's not an actress. Come on, at least think about it. We each get points off the gross. Coming this summer, Johnny Cage and Johnny Cage. Face că aici sunt altfel formate familiile. Any thoughts on what we do next? For months I've been receiving vague premonitions of the future, but none of them foretold this. I must confer with the Elder Gods. Liu Kang, Kung Lao, please assist the special forces while I am gone. Yes, Lord Raiden. Follow me. Commander. Yes, Mom. I mean, General. I mean... This is strange for me too. You have no idea. Îmi place mai mult versiunea cealaltă. What? How do I say this? You are dead. This morning we were on a mission. And you gave your life to save it. Son of a bitch. Seriously? Cum a scris, doamne? Yeah. And now here you are. Young enough to be my sister. Și cum e și mai tânără decât versiunea anterioară. Chiar că e strange. The Roman incursion of the Wuxi Academy. Netherrealm? Taking out Shinnok's temple was supposed to stop them. It's got to be the time anomaly. We must help our Shaolin masters. Why would the Netherrealm want to bust up your alma mater, Liu Kang? The Dragon Grotto. It's underneath the academy. Earthrealm's Jinsei energy bubbles up in its springs. That's no good. We've seen firsthand what happens when the Netherrealm screws with Earthrealm's life force. They will not reach the grotto. It is protected by powerful magic, the deadliest traps. I am sure our counterparts from your era are already dealing with them. Kung Lao, aveți ceva treabă? You might want to sit down. I die in the Colosseum. You on a rooftop fighting more. Okay. Se pare că am început un nou capitol, așa că vom pune și noi pauza acestui clip. Sper că nu vă deranjează că nu vorbesc foarte mult de tipul cutscene-ului, adică vreau să înțeleg și eu ce povestesc ei și vreau și voi să înțelegeți. Nu stau acum să traduc fiecare chestie, bănuiesc că știți, dar dacă considerați că ați vrea să fac și asta, puteți să-mi lăsați în comentarii sugestii. Deci da, cam atunci cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un buton de like, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! We'll be right back.